Angajații Serviciului Public de Asistență Socială din cadrul Primăriei Municipiului Baia Mare fac periodic razii prin oraș în căutarea celor care apelează la mila publică. Repetarea sistematică a acestor acțiuni a dus la eradicarea aproape totală a fenomenului în rândul adulților, dar mai este încă mult de lucru în rândul copiilor. Vorbim de mai multe acțiuni sau o acțiune care se repetă zilnic. Una dintre direcțiile pe care ne-am axat în ultimul timp este identificarea copiilor și a adulților care apelează la mila publicului, a declarat Bogdan Gavra, directorul Serviciului Public de Asistență Socială din cadrul Primăriei Baia Mare pentru actualmaramureș.ro. Anul trecut ne-am focusat mai mult pe partea de adulți și cred că în momentul de față în Baia Mare se poate observa că aceștia nu prea mai există, pentru că am intervenit pe fiecare caz în parte. Am încercat să evaluăm, să vedem problemele. Am găsit locuri pentru aceste persoane, astfel încât să nu mai apeleze la mila șoferilor în intersecțiile din Baia Mare. Acum ne focusăm foarte mult pe copiii cerșetori și împreună cu direcția care este mandatată să ridice din stradă acești cerșetori, facem diverse acțiuni zilnic.